Pe care mă bucur că ați hotărât să vi-l oferiți. Pentru că sunt sigur că dumneavoastră reprezentați aici o întreagă generație, dacă nu cumva chiar mai multe. Sunt convins că sunt foarte mulți de vârsta noastră, mai tine sau chiar mai în vârstă, care și-ar fi dorit să facă altceva decât ceea ce au făcut în viață, ori pentru că au fost descurajați de părinți, ori pentru că au fost încurajați de părinți să facă altceva, ori pentru că, mă rog, viața e așa cum e și nu prea îți permiți să riști, că nu știi dacă reușești să-i faci față alegând o meserie de genul ăsta, cum e, de exemplu, cântatul. Mai ales în vremurile în care puteați face dumneavoastră această alegere, că era cu totul altfel atunci. Da, erau alte timpuri. Acum nu știu care au fost realizările dumneavoastră în viață ca inginer, dar pot să vă spun că dacă acum, după atâta vreme, ați cântat așa, cred că ați fi reușit mai multe în muzică. Pune paie pe foc acum, Bobo. Da, de ce nu? Că până la urmă a spus povestea asta și nu cred că vă supăr cu ceea ce zic. Nu, 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 niciun caz. Dragoș. Mie mi s-a părut că vocea a sunat extraordinar de frumos. Pe cuvântul meu de onoare, extraordinar de frumos. Așa. Ce vreau să spun este că dacă vă gândiți să continuați în domeniul acesta, eu cred că merită. Din partea mea aveți un da
Vreau să vă încurajez să vă continuați această pasiune. Nu este a 13 sezonul magic? De la mine aveți un da magic. Bobo! Magic, Bobo. Din partea mea aveți un da. Mulțumesc. Iar eu mă gândesc așa. Dacă ați spus nu la un moment dat muzicii, eu zic să fie cu da de acum încolo pentru muzică. Așadar și răspunsul meu este da și vă încurajez să mergeți mai departe și măcar acum să faceți muzică. Ar fi păcat o voce așa frumoasă să nu se mai audă. Vă mulțumesc. Continuați, da? Mergeți în etapa următoare cu patru de da. Vă mulțumim. Cât timp Daniela va spori bucuria adusă de muzică în viața ei, notele rămân simple note. Un nou început este posibil oricând.